Salut! În clipul de astăzi avem un PlayStation 3, o consolă, care are probleme cu unitatea optică. Este foarte posibil să fi intrat praf la ea și să, în acest motiv, să nu mai poată citi. Proprietarul mi-a comunicat faptul că este pus în situația să introducă discul de foarte multe ori până reușește să citească corespunzător. Noi o să desfacem și o să încercăm să ajungem la unitatea optică să vedem dacă putem să remediem această problemă. Aici se pare că nu are niciun șurub. N-am mai desfăcut niciodată, așa că este posibil să pun ceva timp până să-mi dau seama. Da, deci avem și aici șuruburi, deci înseamnă că peste tot unde întâlnim aceste capace avem parte de șuruburi. Așa, aici am dezlipit acest apțipil și de fapt nu era nimic, niciun șurub. Așa, aici la fel este un căpăcel care cred că eliberează hard disk-ul, pentru că aici, în locul acesta, cred că este hard disk-ul. Șuruburile au aceeași lungime peste tot. Deci nu pot fi încurcate. Ok. Am legat și aceste șuruburi. Ar mai fi aici niște șuruburi pe care cred că va trebui să le dăm și pe acestea jos. Primul șurub ar fi gata. Deci nu știu dacă se vede cam ce fel de cap are. Are un cap în stea, dar mai are în centru un cam un pin. Ok, asta e gata, asta nu știu de ce nu a vrut să urce. Sperăm că nu avem de a face cu legea lui Murphy, care de cel mai multe ori ne aduce în situația în care un ultim șurub face pe nebunul și nu vrea sub nicio formă să iasă. Vedem pe unde mai țin. Aha, am înțeles. Invers. Desface invers, desface. Aici. Încă și desfăcut. Sper să nu mai aibă un șurub pe bundele. Mai ține doar undeva în față. Undeva în față mă aștept să aibă un clips. Șuruburi nu mai văd pe aici. Ah, fiți atenți. Fiți atenți aici. Care un șurub aici băgat, cred.
E acel șurub care în momentul când l-ai desfăcut ai pierdut garanția produsului. Da. Deci. Dar oricum produsul a ieșit de mult din garanție, așa că nu mai avem de ce să ne facem griji din punctul ăsta de vedere. Ah, scuze. Scuze că era un cap nepotrivit. Acum ar trebui să fie destul de ușor de desfăcut. Acesta este. Cam așa arată în interior, după cum se vede, este plin de praf. Foarte mult praf. Iar la unitate optică, nu mai zic, este foarte, foarte mult praf. Foarte mult praf. O să-l suflăm, bineînțeles, că nu o să-l lăsăm așa. Dar până atunci, să vedem cum se scoată aceste lucruri. Aici ar trebui să fie sursa de alimentare, placa video cu tot felul de... Cum se scoate asta? Cum se scoate asta? Cred că are o mufă ceva. Are mufă undeva, dar acum... Trebuie să încercăm să scoatem... ăsta întâi. Am senzația că are o mufă undeva pe aici, pe aici, prin zona aceasta. Am senzația. Încercăm să scoatem. Ia să vedem cam ce carne trebuie, cred că asta. Magnetul te ajută să tragi șuruburile. Bine, poți să le tragi cu o pensetă, da. Deci magnetul nu este o idee rea. Ok, scoatem mufa de alimentare. Scoatem și mufa asta care în momentul ăsta tot așa alimentează ceva, dar nu-mi dau seama ce. Și sincer să fiu, nici nu-mi interesează în momentul ăsta. Și ar trebui să iasă probabil sursa de alimentare, cred că se află aici. Da, sursa de alimentare cu siguranță. Și asta este plină de praf. Nu știu dacă se vede. E plină de praf. Ok, și acum da, deci e plin de praf peste tot. Acum o să încercăm să scoatem unitatea, să vedem. Bun, deci nu ieșea unitatea pentru că trebuie scoase aceste mufe. Să vedem ce fel de mufe sunt. Și simplu tragi de ele în sus. Așa. Și așa. Nu forțez niciodată pentru că nu se știe ce poți să rupi. Uite, acum, spre exemplu, ține ceva. Nu vine să cred, mai are o mufă aici. Da. Ok, deci asta ar fi unitatea optică. Hard disk-ul se vede, este aici. Ok. O să dăm asta un pic la o parte. Și o să desfacem unitatea optică, să vedem care este stadiul. Da, nu ne ajută șurubienta aceasta, ne trebuie ceva și mai finuț. Nu știu dacă avem noi aici, ia să vedem noi dacă avem ceva care se potrivește, dacă nu căutăm altceva. Bun, acum am găsit ceva care ne poate ajuta să desfacem. Așa, până mai avem pe aici.
Da, în mod sigur, eu așa cred, că e plin de praf și din acest motiv nu poate citi cum trebuie. Ok. O să vedem noi acum cum reușim să scoatem acest shield de metal. Trebuie să iasă în principiu destul de ușor. Aici, ia să vedem, avem ceva care ține. Mai are aici niște cleme, văd. Și senzația mea e că acest shield iese cu totul. Are doar într-un singur loc cleme, văd. Văd că de aici a ieșit. Nu știu ce am eu senzația, nu știu dacă vedeți, e un șurub aici. Am senzația că șurubul ăsta are și ăsta un rol. Am ajuns în interior, dar mare lucru nu vedem. Mare lucru nu vedem pentru că pastila este și mai în interior. Va trebui să mai desfacem, dar sincer să fiu, nu aș vrea să desfac aceste mecanisme, pentru că sunt multe arcuri, multe chestii și cred că o să ne chinim foarte mult să-l punem la locul lui. Trebuie să văd dacă pot totuși să mai desfac partea din jos. Deci asta clar trebuie să fie pe după. Hei, de unde ești asta? De aici. Început să dezmembreze. Pastila se vede, este aici. Exact în locul acesta. Bun. Să vedem dacă putem să desfacem partea din de jos. Aici s-a desfăcut. Avea pe aici un șurubel. Aici avem ceva. Dar nu știm ce. Deci să ține, măi. Să ține, nu glume. Nu. Am dezlipit degeaba asta, o să punem altceva la loc. Aici este altceva, e un mecanism. O rotiță. Acum că l-am dezlipit, îl dăm jos tot ca să punem altceva. E o chestie care am gândit, ia să vedem ce face asta. Probabil când se blochează vreun disc în interior sau ceva, eliberează. Nu știu, nu sunt sigur ce face.
hârtița asta. Aha, da. Uitați, este un șurub aici. Exact aici. Ce asta ține? Ce asta ține? Acum trebuie să se desfacă. Ok. Și asta se duce în spate, dar numai că avem cabluri aici. Avem cabluri aici. Da, nu o să-l desfac complet. O să duc pastila aia, să vedem pastila, să o duc într-un loc unde îmi convine mie și pot să umblă la aia. Nu prea îmi convine nicăieri, nu prea o văd oricum ar fi. Nu prea o văd. Haideți că până la urmă am făcut și acel lucru care n-aș fi vrut să-l fac. Sper să reușesc să ansamblez la loc. Partea proastă este că nu vom ști dacă merge decât după ce vom ansambla din nou. Asta este lucru care este un pic enervant. Bun. Să trecem la... Să-l suflăm un pic. Să dăm și aici de desubt. Știți acele lavete care vin la atunci când lipiți folii pe telefoane sau tablete sau... o să folosim așa ceva pentru pastilă. Consider că este destul de bun să facem curățarea pastilei. O să curățăm și rola. Am folosit lavetele care se folosesc la curățarea ecranului telefonului sau tabletelor înainte de a aplica foliile de protecție. Sunt foarte bune. Am suflat toate componentele, sursa de alimentare, unitatea grafică, și tot ce mai avea pe aici praf acumulat. O să încercăm acum să ansamblăm dispozitivul la loc. Cablurile sunt scoase la loc. Așa, aici am luat un pic de praf. Cred că trebuie să sterg un pic. Așa. Bun.
O să vedem cum vine deci mecanismul acesta. Asta îl punem la final. Deci invers. Trebuie să vină. Bun. Deci aici are o clemă, clar că acolo e locul lui. Ghidajele astea trebuie să vină pe, vedeți că are aici un ghidaj, trebuie să intre, ghidajul acesta în acel loc. O să curăț un pic mufele, cablurile de fapt, nu mufele, cablurile care vor intra pe placa de bază, ca să ne asigurăm că nu avem probleme de conectică. Așa. Bun. Astea au fost curățate toate, suflate de praf. Mai avem să introducem acest dispozitiv cu magnet care prinde discul și să punem shield-ul acesta, scutul acesta, să-l punem la, loc. La fel, nu trebuie forțat, pentru că este dintr-un material foarte, foarte moale și trebuie să se așeze exact unde a fost. Îl poți strâmba foarte repede, foarte ușor. În acest motiv trebuie avut, avut mare grijă cu el. Nu trebuie forțat, trebuie și când îl scoateți și când îl băgați la loc, trebuie tratat cu mare grijă. Asta pentru că nu vrem să să-l deformăm, să ne chinim după aceea să-l să identificăm forma inițială. Bun. Acum vom lua partea principală care vine aici. Voi încerca să fac cu o pensetă, nu știu dacă o să pot și filma și în principiu este acolo unde ar trebui să fie. Nu știu dacă putem să-l dăm peste cap, să mai verificăm totuși. Măcar un pic. Da, cred că nu a fost chiar așa de greu de făcut. Vom vedea dacă într-adevăr locurile sunt în regulă în momentul când vom ansambla. Nu se mai pun cap acum. O să facem proba întâi. După care o să pun cap acum pentru că este posibil să nu fie în totalitate ok. Bun. Așa.
Cel mai mult mi-e frică mai mult, cel mai mult mi-e frică de mecanismele unității optice. Dacă în momentul când am introdus să nu se fi deranjat ceva, acolo ar fi mai mare îngrijorare. Bun, o să-i pun șuruburile, o să-i pun alimentarea. Așa. Și o să încercăm să dăm drumul. O să-i bag cablul de alimentare, care e undeva pe aici. Așa. O să scoatem ceva din priză. O să scot asta din priză. Bun. Ok. Am dat drumul. Bun, și o să încercăm să introducem un disc. Ok, avem exact discul care nu reușea să-l citească. Bun. Da, deci din prima. Merge din prima, merge. Vă dați seama că nu pot decât să mă bucur că acesta a fost motivul și nu altceva. Ce mai avem aici? Aici, astea sunt antenele pentru wireless. În caz că nu știați, aici sunt antenele. Mi-am dat seama datorită acestor cabluri, care sunt niște cabluri coaxiale ecranate. Sunt foarte asemănătoare cablurile acestea cu cablurile care se folosesc la laptopuri. Tot genul acesta de cabluri. Întâlniți. Bun. Deci se pare că lucrurile sunt cât se poate de ok. Mai avem de pus șuruburi pe aici pe acolo. Prima dată vom pune șuruburile de la sursa de alimentare. Avem un șurub aici. Și un șurub, bineînțeles, în partea cealaltă. Ok. Asta fiind spuse, nu mai avem decât de pus capacul. N-o să-i strâng toate șuruburile, sau de fapt n-o să-i strâng niciun șurub. Doar am să-l pun. Ia să vedem noi. Am înțeles, are niște cleme, deci trebuie pus întâi partea din față, un pic înclinat, și după aceea partea din spate, și merge ca uns după aceea treaba. O să-i pun doar un singur șurub, ca să nu să nu cadă capacul în timp ce... De ce nu îl strâng complet? Pentru că vreau să-i fac o probă la monitor. Nu am monitor aici, dar n-am mai adus cablurile. Așa că o să fac treaba asta la monitor din interior. După care o să revin și o să-i pun toate șuruburile înapoi. Exact invers operațiunea pe care ați văzut-o la început. Ca și mențiune, cred că am să modific puțin șuruburile, acelea care ne-au creat probleme, pentru că nu toată lumea are tipul acela de cap și nu se poate să desfacă în caz de ceva.
Și cea mai simplă variantă care aș putea să o fac este să le secționez la jumătate, care să poată fi desfăcute cu o șurubență ca aceasta, pe care o are toată lumea. Bun. Vă mulțumesc pentru cei care ați urmărit până la capăt. Ne auzim data viitoare. Salut!